Salariile mai multor categorii de bugetari, între care pedagogii și medicii, ar putea fi majorate în a doua jumătate a acestui an. În același timp, în primele luni ale anului 2020, veniturile bugetare au crescut cu 1 miliard 200 de mii de lei. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ion Chicu, care a mai spus că Republica Moldova acumulează din impozite și taxe zilnic cu circa 30 de milioane de lei mai mult față de anul trecut. Totodată, premierul anunță că ar putea fi lansat un proiect pentru a susține moldovenii care revin de peste hotare. În postarea sa, premierul mai spune că începând cu 1 iulie, guvernul își propune să creeze cont de depozit bancar pentru fiecare moldovean revenit de peste hotare care se angajează oficial în câmpul muncii. Cuantumul subvenționării lunare din partea statului până la 20% din salariul oficial declarat.